Isaac, am terminat norocul arhiepiscopului Teodosie după ce două dintre cele trei amenzi primite în ianuarie anul acesta pentru nerespectarea carantinei au fost anulate. Instanța a respins a treia cerere de anulare a amenzii. A treia amendă primită de înalt preasfințitul Teodosie pentru că a încălcat carantina nu a fost anulată de Tribunalul Constanța, deși această instanță de judecată hotărâse să-i anuleze celelalte două contravenții primite. Instanța a respins plângerea formulată de arhiepiscopul Tomisului, catalogând-o ca fiind neîntemeiată. În ziua de 24 ianuarie a acestui an, înalt prelatul fusese amendat de către polițiști pentru că nu a respectat carantina impusă după întoarcerea din Iordania, țară aflată la acel moment în zona roșie. Prima amendă a fost luată de înalt preasfințitul Teodosie în timp ce oficia Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța. A doua sancțiune a venit la o manifestare culturală dedicată Zilei Unirii Principatelor pe faleza Cazinoului. Ultima amendă i-a fost dată arhiepiscopului Tomisului în sala magna a Centrului Eparhial Tomis la conferința România Vechea Vatră a Europei. Totalul celor trei amenzi se ridică la 3.000 de lei. Este posibil totuși ca înalt preasfințitul Teodosie să fie nevoit să achite toate cele trei contravenții, deoarece deciziile anterioare luate de completul de judecată nu sunt definitive.